în căutarea propriilor drepturi personale, astăzi am să vă vorbesc în continuare despre regimurile politice. Data trecută am vorbit despre democrația directă și referendum. De ce? Pentru că totul în lume e o deducție și inducție, o logică și o matematică, așa cum v-am spus și până acum. Uitați, inducția și deducția, da, în carte. Inducția este modul de raționare de la particular la general, de la fapte la generalizări. Orice noțiune, cât de simplă, se poate forma numai ca urmare a trecerii de la cercetarea faptelor la generalizări. Ca urmare, pentru a studia fenomenele economice, este nevoie de examinare atentă a faptelor. Fără acest lucru, orice generalizare ar fi neștiințifică. Deducția logică e modul de raționare de la general la particular, de la teze generale la teze particulare. Și fiți atenți mai departe. Uite, ce zice? Proprietatea socialistă aici, adică proprietatea publică. Socialism e cuvânt politic, da? Înseamnă public. Proprietatea este o categorie economică generală. Bun. Deci am descoperit un general, generalul societății, proprietatea publică. Deci asta înseamnă că dacă faci deducții logice de pe proprietatea publică, aia ce înseamnă? Păi dacă e proprietate publică, toți suntem coproprietari acolo. Da. Și cum suntem toți coproprietari acolo? Păi avem o cotă parte indivisă, așa zice avocățește. Da. A doua deducție logică ce am avut acolo. Bun, și dacă vrem să decidem ceva pe suprafața aia țării care e proprietate publică, vrem să facem un pic de economie, cum facem? Păi trebuie să decidem toți. Bun, a treia generalizare. Cum? Prin referendumuri. Așa îi spune la schema aia. Da? Faci referendumuri. Oricând, despre orice. Ești coproprietar național. Da? Ai făcut deducțiile. Și v-am explicat data trecută cum a fost cu referendumurile, da? Referendumul e ăla cu da ori nu, ăla proporționalul, 1% din cât vrei să dai din partea ta de coproprietate. Suntem 20 de milioane de oameni pe 230.000 de kilometri pătrați cât are suprafața țării. Fiecare are 1 hectar și 100 și de acolo își dă mai departe partea lui din proprietate personală în coproprietate națională. Totul pe cotă indivisă. Când dai partea ta de lemn din pădure, da? Dacă se scot 8 milioane de metri cubi din pădure, cât se poate regenera pădurea, mai mult nu, suntem 20 de milioane, 500-600 de metri cubi pe acolo, așa? Nu, 500-600 de 0,6 metri cubi, un ster din ăla, e al fiecăruia. Și el decide pentru el ce face cu el. Îl dă ceva în proprietate publică să se folosească, nu știu, pentru o punte, pentru ceva pe acolo, ori îl folosește la casa lui și în proprietatea lui. Dar își dă partea lui prin referendumuri. Despre orice, biologie, de pe sol, din sol, solul, subsolul, suprafețele de pământ pentru agricultură, orice. Dar toți suntem coproprietari pe tot. Asta e fundamentul la un stat. O chestie fundamentală. Ăsta e statul modern, națiunea. Proprietatea asta publică, ce vă aburește pe la televizoare și alea, e altceva. Stați să vedeți ce e. Da? Uite, vă mai zic și aici, și acum v-am mai zis dintotdeauna. Proprietatea este elementul hotărător în cadrul relațiilor de producție și ocupă locul central în sistemul categoriilor economice, deoarece tipul și formele ei determină caracteristica esențială a întregului sistem al relațiilor de producție dintr-o anumită orânduire socială. Deci ocupă elementul central. Mă fiți atenți aici, cum v-am făcut eu odată o schemă. Elementul central, da, proprietate publică. Aici e elementul central. Și statele au și o constituție. Adică se constituie din ceva. Să fiți atenți acolo în primul articol, că în jurul primului articol gravitează toată societatea. Da?
toată societatea gravitează în jurul Constituției, da? Constituția gravitează în primul articol din Constituție, care ce spune? Pe vremea lui Ceaușescu, Constituția din 65 spunea: România este țară socialistă. Adică ți-a spus că e republică socialistă, adică o republică publică. Da? A fi public înseamnă democrația directă, ce v-am spus eu, cu referendumul. Da? Bun. Da? Și la capitaliști tot la fel. Da? Constituția lor ți-o face proprietate privată a statului proprietatea. Tot prin primul articol din Constituție, în care spune acolo, la paragraful 2, din primul articol din Constituția din 91, forma de guvernământ a statului este republica. Deci când trebuie forma de guvernământ, vrea să decidă în locul tău. Nu mai e referendum, da? Și hai să le luăm pe rând. Fii atent aici. Deci v-am spus că cel mai important e și fundamental e democrația directă. Tu decizi în tot și în toate pe cote indiviză, prin referendumuri, da? Deducția logică, ce ți iese de acolo. Fiți atenți cum se băga PCR-ul lui Ceaușescu în toată povestea asta. Proprietatea asta publică îi zicea proprietate de stat. După aceea că e a tuturor, după aceea că e de stat. Păi e a tuturor sau e de stat, știi? Ei, de ce zice așa? Pentru că vrea să decidă partidul în locul vostru. Și să nu vă facă referendumul, să decidă mai mult partidul. De ce? Nu știu, întrebați-i pe ei. Dar în sinea poveștii, e și era cu referendumul. Da? Autoconducerea și autogestiunea e că tu te autoconduci pe tine. Da? Și în casa ta, și în coproprietatea ta națională. Cât e suprafața țării tale de mari. Ai ideea. E, și se mai băga reprezentarea asta publică, ce se numea Partidul Comunist Român. Făceau ei pentru public lucruri. Da? Și asta e o mică formă de autoritarism. Da? Adică e un autoritar, un autor acolo. Autoritarism, da? E autorul. Cine era? PCR-ul. Decidea el în locul tău ca pentru proprietatea publică. Și să aveți toți ce trebuie și să fie fiecare după munca lui. Că nu v-au făcut referendumul? Aia e. Dar așa se înțeleg lucrurile, da? Și partidul îl poți pune undeva mai la dreapta. Da? Ce e cel mai esențial? Uitați aici. Asta e cea mai esențială chestie. Proprietatea publică e suma coproprietăților și deciziilor personale ale fiecăruia. Și de acolo este o proprietate personală. Da? Bunuri, servicii, mobile, imobile, toate alea. Asta e schematica generală prin care poți înțelege proprietatea publică. Asta e. E, din coace, proprietatea asta publică, titularul era Partidul Comunist. Pune-l mai în lateral aici. Ca să ce? Ca funcționeze proprietatea asta publică și să aveți o proprietate personală ceva. Și să nu mai fie suma coproprietăților și deciziilor personale ale fiecăruia, să fie mai mult decizia PCR-ului. Da? O mică formă de autoritarism. Din coace era egalitarismul. Când se bagă PCR-ul, e autoritarism. Da? PCR-ul se face proprietate de stat, proprietatea publică, și de acolo se face proprietate personală tu. Că muncești în fabrici și uzine. Și fiecare după munca lui e, cum zice, partidul, da? E o mică formă de autoritarism. Bun. Deci ne-am înțeles ce era și pe vremea aia. Mai departe, dacă te duci mai la dreapta cu schematica asta, nu mai e PCR-ul, te-a pus să faci și SRL-uri, nu numai cooperative. Pentru că dacă e proprietate publică, suntem coproprietari acolo și forma de a face economie se numește cooperativă. Pentru că trebuie să cooperăm, că toți suntem egali acolo și în producție și în beneficii și în decizii. Înțelegeți? Și așa este cooperativa. E, pe economie mixtă se lasă și niște firme private, nu numai firmele publice cooperativele, firme private care ei le-au spus societate cu răspundere limitată. Adică ția e o extensie a proprietății publice, dar mai departe și de Partidul Comunist Român, mai pe aici, mai la dreapta, dar face o extensie ca să-și facă SRL-uri patronul aici, dar și după aceea să-ți iasă o proprietate personală. Cum e aici?
Da. Proprietate publică, proprietate privată a statului, ori comunist, ori proprietate privată a statului capitalist. Da? Proprietatea asta privată a statului îți face societăți cu răspundere limitată. Ca să ce? Să dea din proprietatea publică, să facă proprietate privată patronul. De aici, da? Asta e schematica, da? Și patronul să se facă de bani, să se îmbogățească și tu ăsta cu proprietatea personală de aici să fie marginală, da? Nu. Deci îți taie partea asta de aici, proprietatea publică, proprietatea personală, așa cum e fundamentul la un stat, te ia prin șustă, da? Îți taie proprietatea publică, proprietatea personală directă, să zicem privată al statului, da? Și după aia privată al patronului, din proprietatea publică a tuturor. Își face proprietate privată patronul. Și voi cu proprietatea personală, ce vă mai puteți alege pe acolo? Da? Asta deci tot mai tare la patron aici. Proprietatea privată a statului este guvernul și statul vostru, da? E, și aici și se joacă economia mixtă. De proprietate publică și proprietate personală, o să face privată a statului cu privata patronului și proprietate personală. Dar aici și aici amestecătura între socialism și capitalism, da? Între directa și fundamentala cu indirecta și nefundamentala, da? Publică, privată a statului, care o face privată a patronului și patronul să te pună capră pe tine, da? Și tu proprietatea ta personală să fie mai nimic. Așa se înțelege. Nu fiți atenți. După care poți înțelege mai la dreapta lumea. Da? Că v-am dat o economie mixtă. Da? Capitalismul, cum am scris aici, proprietatea asta publică ți-o confiscă prin primul articol din Constituție, da? Cum e aici, așa, da? Ca să le iasă lor șmecherea asta de aici, să iasă autoritarism, plutocrație, democrația să fie reprezentativă, executivul, guvernul să fie autoritarist, să fie cleptocrație, și tot așa, să fie salariul minim, drepturi marginale, toate alea pe acolo. Asta deduci. De ce? Cum deduci? Pentru că din proprietatea publică, dacă și-a făcut privată a statului guvernul, atunci e un autor acolo, da? Și se numește autoritarism. Ăsta e capitalismul. Da? E, și de ce e autoritarism? Pentru că nu-ți face public niște lucruri pentru tine. Că proprietatea e publică. Și face pentru cine? Pentru patronii de aici. Ca patronul ce să facă? Să pună pe tine capră. Știi? De aici este autoritarism, plutocrație, cleptocrație, știi? Plutocrație bogații, cleptocrație hoția lor, și tot așa, da? Ca să ai salariul minim, drepturi marginale, ei să facă profit. Nu? Așa deduci din toate astea. Și așa merge traseul. Ăsta e un traseu general de a înțelege lucrurile. Tot timpul când vreți să înțelegeți ceva, numai pe chestiile astea, simplismele astea, gândiți lucrurile și puneți toate ideile pe ele. Că numai despre asta e vorba, că e idee generală. Deci de acolo este toate felurile de particularități, cum v-am spus mai devreme. Că e autoritarist guvernul, că nu decizi tu, da. E abuz de putere acolo, așa că nu te poți folosi de partea ta de coproprietate națională, că ce e în afara la proprietatea ta, la casa ta. Și strada, și șoseaua, și pădurea, și muntele, da? Nu poți să decizi tu. Și cine decide? Pe guvernul, știi? Și chestiunea și patronilor care guvernul îi transformă în proprietate privată, da? Asta e. Și pe tiparnița asta puteți înțelege toată societatea, și capitalistă, și socialismul, da? Dar e pe direct, da? Proprietate publică și proprietate personală. Ori se bagă PCR-ul să decidă în locul vostru, dar să facă public pentru voi lucruri. Cum era pe vremea lui Ceaușescu. Da? Economia mixtă e un amestec între socialism și capitalism, da? E și referendumuri, e și decizie privată a statului, da? După care în capitalism, cum e azi, proprietatea publică ce o confiscă în primul articol din Constituție și o face privată a statului. Ca să ce? Să dea privat la patron, nu să facă public ca Ceaușescu și tu să ai o proprietate personală și să muncească fiecare după munca lui. Nu, o de la patronei, ca să te pună pe tine capră cu salariul minim. Așa se înțelege. Da? Și mai e încă un tipar de societate, fiți atenți aici. Capitalismul ăsta e un fel de fascism cu față umană. De ce îi se spune așa? Pentru că proprietatea asta publică
se transformă în proprietate privată a statului și statul, din autoritarist, se face totalitarist. Adică nu mai ca autor acolo așa. Devine un autor total. Pur și simplu ți înstrăinează proprietățile, banii și toate alea total. Unde le înstrăinează? Spre patroni. Da? Deci cam aceeași chestie, mizeria capitalistă cu fascismul. Deci proprietatea asta privată, autoritaristă, o face totală a patronilor. Și tu cu proprietatea ta personală, tu personal, nu mai ai niciun drept acolo. Ești ca un sclav. E, societățile alea comerciale, firmele alea ale fascismului, se numesc societăți fără răspundere. Nu mai sunt SRL-uri, societăți cu răspundere limitată. De ce e cu răspundere limitată? Că să-ți vândă toate prostiile, să poată să facă profit. Da? Și toate alea, să te dea afară când vrea, să angajeze pe cine vrea, să-ți dea salariul minim. Asta e răspundere limitată. În cooperativă ai o răspundere fiecare pentru fiecare, că suntem coproprietari. Unii pe alții și oameni cu oameni, dar și oameni cu proprietăți și oameni care muncim în fabrică, dar care suntem și în oraș. Da? E, și la fascism, societățile sunt fără răspundere. Nici măcar răspunderea aia limitată nu mai e. Adică nici salariul minim nu ți-l dă. Te muncește până la moarte, te distruge, te nenorocește. E, societatea aia se numește totalitarism. Da? Aia, fascismul ăla. Aia e ideea. Deci, și să facem așa, concluzia, da? Atunci, egalitarismul e aici unde e proprietatea publică și proprietatea personală. Da? Din proprietatea publică, fundamentul statului, este o proprietate personală a fiecăruia, și pe suprafață, și pe muncă, și pe economie, pe tot. Asta se numește egalitarism. E, când trece asta un pic spre PCR și decide PCR-ul public, deja începe autoritarismele. Când ajungi în economie mixtă și mai ales în capitalism, autoritarismul e aproape total. Proprietatea publică devine privată a statului ca să dea la patroni. Dar e aproape fascism aici așa. E, și privata asta a statului, la fascism, devine total a statului. Și banii și proprietăți e la discreția statului și dă numai la patronilor și tu nu mai ai nicio... nu mai ești protejat de nicio lege, de nimic. Și asta se numește societăți fără răspundere. Capitalismul e aproape de fascism acolo. De ce? Păi fiți atenți, auziți la televizor că dă din banul public guvernul la patroni. Că, domne, a fost o furtună și ne-a distrus culturile. Păi bine, dar tu ai fost privat acolo și la guvern e banul public. De ce ți-l dă ție? Ai fost cooperativă ca să-ți dea din banul public și să-ți revii ca noi toți să beneficiem de ce ai produs acolo, castraveți și roșii? Nu! Îi dă la patron ca în continuare să-și refac SRL-ul lui privat, din banii voștri publici, să poată merge capitalismul lor mai departe și patronilor. Aia se face. Și ăsta e un fel de autoritarism. Da, dacă dă direct banii aia la patron din banul public, deja e fascism pe traseul ăla acolo și unde o dat. Nu e fascism ca toată societatea. E fascism la ăla care i-a dat bani publici la privatul ăla să-și revină. Că a fost o calamitate sau nu știu ce a fost pe acolo. Când auziți la televizor că vă dă bani cu mantă, adică, domne, noi guvernul, care îi susținem pe patroni, le dăm la sărăcani, că au mărit patronii prețurile și săracii să poată să-și plătească lumina și alte lucruri. Și dă din banul public care e al tuturor, îți dă ție la sărăcanul ca să-i dea la patron, că ăla au mărit prețurile. De ce? Că așa a vrut el. Da? Aia, și manta aia e mai autorit, mai fascist cu față umană. Așa e pozitie la capitalismul ăla. Mergeți pe traseele astea, puneți pe schematica asta orice lucru auziți, da? Proprietate publică, proprietate personală, proprietate publică privată a statului, care o face privată pentru patroni, da? Le dă extensia asta publică să facă privat patronii și voi cu proprietatea personală să fiți marginali. Mergeți numai pe traseul ăsta simplist, copilăresc, da? Că e o chestie generală a societăților, așa cum am scris aici, da? Proprietatea este elementul hotărător
în cadrul relațiilor de producție și ocupă locul central în sistemul categoriilor economice. Doar de tipul și formele ei, adică forma socialism, forma de guvernământ a statului, republica, da? E capitalism. Nu, doar ce tipul și forma ei determină caracteristica esențială a întregului sistem al relațiilor de producție dintr-o anumită orânduire socială. Da? Deci îți vorbește de o orânduire, da? Un întreg sistem. Capitalist, socialist, da? Economie mixtă, ori amestecate toate cu toate, în care să fie și referendumuri, să fie și Partid Comunist acolo, și PLN-i, și PSD-i, și verzi, fașiști și toate alea. Poate să fie și amestecătură din toate astea. Sau amestecătură parțială, numai PSD-i și PLN-i, cum în capitalism și atât. Ori poate să fie PSD-i, PLN-i și un pic de democrație directă, referendumuri, care nu vă face. Referendumul la fel poate să fie pe cotă indiviză, așa cum e normal, să fie egalitar, ori hoții de capitaliști vă face referendumul, dar e fără cotă indiviză. E pro-capitalist ăla fără cotă indiviză. Pentru că te pune să decizi, domne, scădem salariul minim, că voi sunteți puturoși, știi? Așa poate să zică capitalismul, ca să le iasă la capitalism mai mult și vouă mai puțin. Ăla e referendumul fără cotă indiviză. Dacă e pe cotă indiviză, domne, trebuie să fie fiecare după munca lui. Cât contribui în muncă, atât ai. Și capitalistul vine și te ia cu referendumul, că, domne, să nu le mai dăm bani la ajutoare sociale, domne, să se ducă la muncă, să se ducă la muncă. Și tu, de fapt, te uiți, păi, bă, vezi că mi-ai luat tot, eu nu am unde să mă duc. Nu am ce să fac, că mi-ai luat partea de coproprietate națională, n-am pe ce să decid, n-am pe ce să pun mâna. Și e scrocul de capitalist, facem, le stăiem ajutoarele sociale la ăștia că sunt puturoși. Nu pot dăm partea mea de coproprietate, hectarul ăla și 100, să decid eu pe el, să mă învârt cu el cum vreau eu și să pot trăi bine. Dar nu vă dă așa ceva. Doi la mână, nu vă spune lucrul ăsta, că sunt niște hoți. Dacă vă spune, le e frică să nu cumva să-și distrugă capitalismul. Tiparnița asta, da? Privata statului, proprietate privată a patronului. Și voi să rămâneți marginal, restul. Le e frică să-ți dea proprietatea publică, să fie suma coproprietăților și deciziilor personale ale fiecăruia. Să-ți poți face de acolo proprietate personală. Nu! Se tace acolo. Se tace și se atacă. Pe cine poate ei și aude că ar fi periculos pentru capitalismul lor. Nu. Deci tot așa puteți să gândiți lucrurile astea, da? În tiparnița asta. Da? E chestia directă, proprietate publică, proprietate personală, ori proprietate publică și privată a statului PCR, privată a statului PSD, privată a statului PLN, ori total privată a statului fașiștii, da? Care îi încarcă pe cine? Pe patronei, PCR-ul vine și decide în locul tău să-ți faci proprietate personală, să fie fiecare după munca lui, da? În loc să decideți direct așa prin referendumuri, cum am zis, pe cotă indiviză, se bagă partidul PCR-ul, da? Deci îl pui mai la dreapta un pic. Intri spre autoritarism. Economia mixtă e amestec între capitalism și socialism, între astea și figura asta. Capitalismul din ziua de azi vă fură proprietatea publică și o face privată a statului în primul articol din Constituție, ca să facă ce? Proprietate privată a patronului, din proprietatea publică a voastră a tuturor, da? Cu proprietatea voastră națională, din hectarul ăla și 100. Și voi să rămâneți marginali. Ce reușiți da pe acolo? Că stați în chirie toată viața, că aveți numai o bicicletă și un calculator și în rest nimic? Și tot așa, da? Și după care te duci mai la dreapta. Aici unde e total al statului, da? Care dă total la privat. Să-și facă societățile alea fără răspundere. Nu mai sunt SRL-uri. Ca voi să nu mai aveți deloc proprietate personală, să fiți la cheremul lor, să vă distrugă, să vă omoare, da, e ca și cum ai fi sclav, ca pe vremă, da? Ăla-i fascismul. E, ăsta e tiparnița, da? De aici, uite așa, da? Da, cu PCR-ul care decide public, economie mixtă amestecată, da? Capitalismul și mai la dreapta, care face privata statului și privata patronului, și fascismul cel mai la dreapta, extremismul. Aici e, da, fascismul. Auziți și la televizor faza. Pă, socialiștii ăștia care sunt cu proprietatea publică, nu-i mai face extremiști.
și capitalismul să fie la dreapta. Că nu, capitalismul e lângă fascism aici. Că e tot privat al statului, total al statului. Aici se lucrează, da? E, proprietatea asta publică, aici și acum au început să îi numească radicali pe ăștia. Nu le mai zice extremiști. Radicali și extremiști sunt ăilalți, fașiștii. Că sunt pe extrema, da? Cum v-am arătat aici. Da? Extrem aici și ăștia sunt radicali. De ce? Că e radicalul ăsta, proprietate publică, să-ți faci proprietate personală, știi, directe. Democrația directă. Și la ăștia le zice radicali, la socialiști. Da? Dar cine zice? Capitaliștii. De ce te face radical? Dom'le, că sunt capitalist, eu mă ocup cu capitalisme, fur, profit, fac toate alea. Și se uită la tine că vorbești de democrație directă și fiecare după munca lui zice, păi bă, păi tu ești radical, bă, păi nu poți să mai fur o țară, să mai alea. Nu, bă, fur-o pe măta, știi? Fiecare după munca lui și toate alea pe acolo. Și te face radical, ce bă, ești prea radical. Da? De aici vine ideea, radicalism la stânga și făcuți de capitaliști. Și ăștia de stânga, socialiștii, face extremiști, da? De aici se duc spre extremă. Da? Capitalism, fascism, da? Duc spre extremă. Și aici e radicalul, la proprietatea publică, bă, că capitalism zice că mentalitatea lui zice, e radical, știi? Și socialiștii ăștia le zice, bă, tu ești extremist, bă, extremistule, fascistule, cu societățile tale fără răspundere și așa. No. Stalinismul, dacă vreți să-l știți și aici, așa? La proprietatea asta publică, cine decidea? Stalin. Și Stalin era cam fascist, era al dracu, și se făcea gulaguri și se deporta. Da? Era un fel de cooperativă fascistă acolo. Da? Proprietatea personală poate reușa și tu să ai ceva. Dracu știe, că nu cunosc țara lor. Dar e ca un fascism. Ca o cooperativă fascistă. Deci nu aveți treabă cu aia. Voi vă uitați ce înseamnă cooperativa, ce e democrația directă și dați înainte. Nu vă băgați într-o politică de aia mizerabilă. Da? Doi la mână, despărțiți apele, așa cum v-am spus, da? Proprietate publică, da? Cum e aici, fac democrația directă, proprietate publică, proprietate personală. După proprietate publică, la capitalism, proprietate privată a statului ce o face. În primul articol din Constituție, ca să ce? Să facă proprietate privată patronul. Da? O extensie a proprietății publice. Și voi cu proprietățile personale, ce mai reușiți pe acolo să mai munciți și voi să vă procurați ceva. Da, și fascismul acolo, chiar lângă capitalism. No, tot în tiparul ăsta, general, înțelegeți lucrurile, că numai pe tiparul ăsta puteți să-l înțelegeți cel mai ușor. Nu e o metodă mai bună în ziua de azi să înțelegi mai bine așa ceva. E o metodă ce se știe de mult, că uite, v-am arătat și în cărți și toate alea. Dar numai pe tiparul nici asta, că altfel vă faceți un ghiveci, o nenorocire prin creieri de nu mai știți de voi. Da? Uitați cum am arătat și Constituția, da? Din primul articol din Constituție derivă și restul lucrurilor. Da? După vinute, din Constituție legile organice, care e un desfășurător mai mare al Constituției, da? După care vin legile ordinare, un desfășurător și mai mare al Constituției, al articolelor din Constituție. Ca să ce? Că constitui organul, după aia din ce-i făcut organul, da? Și pe legile ordinare îți spune mai mărunțișurile. Adică se ia de codul familiei, codul civil, de cum să funcționeze o balastieră, cum să funcționeze o șosea, o cale ferată, dar te bagă în legi tot mai mărunte și stufoase acolo. Da? Să cuprindă cumva toată, să reglementeze toată țara cumva. Da? Și din cauza primul articol din Constituție, care e foarte general, da? Care se numește proprietate, ori socialistă, ori proprietate privată a statului, care îi zice în Constituție, formă de guvernament a țării este Republica și așa mai departe. Deci, din chestiile astea porniți, chestia generală și faceți deducții, da? Și pe Constituție mergeți, da? Primul articol, vezi că e desfășurătorul tot al Constituției, tot din primul articol, cum scrie la carte, e tot desfășurătorul și pe legile organice și pe alea ordinare. Da? Așa poți porni și cu proprietatea publică să faci deducții logice pe persoana ta. Cum am zis mai departe, da? Suma coproprietăților ale tuturor și a deciziilor face proprietatea publică. Și cum facem asta? Prin referendumuri. Și tot așa, oricând, despre orice. Și cum îl facem? Pe cota indiviză, că dacă îl facem fără cota indiviză, iese capitalism și cacealma. Dar numai partea ta, egal acolo. Și tot așa mergeți cu lucrurile astea
că asta e cea mai bună formă de a înțelege lucrurile, așa cum v-am spus eu, inductiv și deductiv.